Ambii au urcat Golgota celei mai crunte închisori care a existat la noi, Piteștiul. Doi bărbați închiși pentru că îl iubeau pe Dumnezeu și torturați cu imaginație bolnavă ca să-l abandoneze. Unul a rezistat, celălalt nu, devenind un exemplu de succes al reeducării. S-a transformat din deținut în torționar și l-a schingiuit pe fostului coleg de suferință cu atâta cruzime încât l-a lăsat cu sechele pe viață. Doar că păcatele de atunci l-au chinuit ani la rând și în final a înțeles că trebuie să facă pace cu el însuși, cu Dumnezeu și cu cel pe care l-a bătut. La o jumătate de secol după ieșirea din coșmarul închisorii, fostul torționar și-a căutat victima să-i ceară iertare și s-au întâlnit. Aceasta este povestea lor. Mărirea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. O rugăciune care se duce spre cer simultan, două voci care se împletesc și ajung acolo sus la unison, două vieți care se scurg la mare distanță una de cealaltă, dar care s-au unit în cel mai cumplit mod cu putință, două suflete care se dăruiesc la fel, deși poartă în ele păcate diferite. El e Take Rodas, el Teodor Stănescu, doi bărbați aproape de aceeași vârstă, ale căror povești de viață au avut același început. Și au iubit țara, neamul și pe Dumnezeu, o moștenire rămasă de la părinți. Dar această dragoste avea să-i piardă, pe fiecare altfel. Într-o zi au fost smulși de lângă familie, de lângă iubită, de lângă prieteni și au fost arestați. A fost un spectacol sinistru, al cărui scenariu s-a scris în URSS. Regia, Ana Paucăr, o femeie școlită în Rusia. Producția, Oamenii Securității. Actori fără voie, mii de români care aveau alte convingeri decât cele ale sistemului și care au fost aruncați în temniță în încercarea de a-i goli de personalitate, de idealuri, de credință. Regimul comunist i-a acuzat de uneltire împotriva ordinii sociale și i-a condamnat. Pe Teodor Stănescu la 8, iar pe Take Rodas la 17 ani de închisoare și i-a trimis la Pitești, acolo unde au fost actori ai celui mai crud și mai pervers fenomen politic și social din istoria modernă a României. Comuniștii îi spuneau reeducare, deținuții spălarea creierului prin tortură. Erau schingiuiți ca să se lepede total de Dumnezeu și de tot ceea ce au fost, pentru a deveni oameni noi, demni de a fi primiți în rândurile tot mai dese ale Partidului Comunist. Așa zicea reeducare, n-a fost reeducare, a fost demascare. Demascarea era de două feluri, demascarea exterioară și demascarea interioară. Demascarea exterioară consta în a dezvălui ceea ce n-ai spus la securitate. Să spui pe cei care aveau atitudine împotriva regimului. Torturi cumplite. Mamă, pe el! Take Rodas spune că el n-a turnat niciodată pe nimeni. Teodor Stănescu afirmă însă că n-au existat excepții. Cei care spun că l-au cedat mint. El însuși a fost nevoit să divulge un camarad și prieten bun. La demascare l-am spus unde se află Marcel și a fost arestat și condamnat și nu m-am întâlnit cu el în închisoare, dar după aceea ne-am întâlnit și nu ne-am dușmănit. O vreme, Take Rodas și Teodor Stănescu au urcat Golgota Piteștiului împreună și au încercat să reziste cât au putut la toate chinurile. Cel mai greu le-a fost în infernul numit demascare interioară. Aici trebuia să se denigrezi frați, părinți, prieteni, până când și pe gardienii care au avut o atitudine omenească față de tine, în așa fel încât unii din ei chiar au ajuns și ei deținuți politici din cauza că s-au comportat omenește cu noi. Teodor Stănescu își amintește și astăzi cu groază povestea prietenului său din închisoare, prințul Sandu Ghica. A fost ceva cumplit pentru el, a trebuit să își denigreze familia. Îl bătea în permanență, îl nebunea.
Și el, ca să scape, au început să fabuleze, până când se spune că și maică-sa și sora-sa au avut relații cu măgăruși. După eliberare, securitatea a vrut să-l folosească ca informator. El a refuzat. Securitatea i-a spus că va da publicității tot ceea ce a declarat despre familia lui la Pitești. În situația aceasta, altă soluție n-a găsit decât să se spânzure. Și și-a pierdut și veșnicia Sandu Ghica. Iar demascarea se încheia prin autodenigrare, o nebunie de care nimeni nu a scăpat. Au fost cobai și fiecare dintre ei a cunoscut propria prăbușire. Ce înseamnă acest om nou? Adică să fii opusul virtuților. Să minți, să înjosești, să nu mai crezi în Dumnezeu, să... Trebuia să deveniți voi înși vă ce? Niște lepădături, niște cârpe de care să-ți fie scârbă și ție. Dar nici asta n-a fost suficient. Dovada absolută a reeducării se făcea prin asumarea rolului de torționar și angajamentul de a reeduca alți colegi deținuți. Aceasta a fost adevărata miză a experimentului Pitești, transformarea victimelor în călăi și reducerea lor la stadiul de sub-om. O metamorfoză care, pe de o parte, ducea la compromiterea definitivă a deținuților, iar pe de alta ajuta angajații închisorii și implicit regimul să rămână cu mâinile nepătate de sânge. Dovada că te-ai schimbat trebuia să o faci agresându-i pe cei de lângă tine. Erai obligat să bați. Șeful procesului de reeducare a fost unul dintre cele mai urâte personaje din istoria României, Eugen Țurcanu. De Țurcanu era frică și directorul închisorii, pentru că Țurcanu lucra direct cu Nicolski, șeful securității pe țară. De Țurcanu și de alți câțiva deținuți s-au ocupat securitatea în secret la închisoarea din Suceava și, după ce au ajuns bestii, au fost trimiși la Pitești pentru a-i reeduca la rândul lor pe așa zișii dușmani ai poporului, printre care Tache și Teodor. Ne-au bătut, ne-au nebunit, nu mai ne cunoșteam unul pe celălalt, cu capul cât căldarea, așa, pe jos era numai sânge. A fost doar prima etapă a procesului la care au fost supuși. Ce a urmat a fost și mai rău. Țurcanu avea o plăcere deosebită să strângă de gât victima. Îl ținea strâns de gât până când simțea că ăsta moare. Și atunci îi dea de drum și cădea la picioarele Țurcanu ca o cârpă. Uite-o pată pe aici, uite, trebuie să o pun la loc. Nu odată l-am auzit pe Țurcanu spunând: bandiților, nu veți muri când vreți voi, o să muriți când vreau eu. Deci mi s-a luat și dreptul de a muri. Alte ori le erau torturate simultan și corpul și sufletul. Și, pentru a-l extirpa pe Dumnezeu din om, s-a mers până la cele mai diabolice blasfemii, atât de crunte, atât de scabroase, încât le e greu să vorbească deschis despre ele. Porcării de mescărbă și mă mai amintesc așa ceva. V-ați mai rugat la Dumnezeu? Nu mă mai rugam, dar asta e adevărul. Ți-era și frică să gândești la Dumnezeu din cauza demascării interioare. Trebuia să spui ce gândești. Dacă te vedea Țurcanu sau ceilalți că stai cu privirea fixă și nemișcat, te rogi, stai că ți arăt eu. Și până la urmă, din cauza terorii semănate de Țurcanu, destinul lui Tache Rodas și cel al lui Teodor Stănescu s-au despărțit, iar din colegi de suferință au ajuns în tabere adverse. Nu mai ne spuneam camaran, nu mai spuneam prieteni, nu mai ne spuneam banditule. Reeducarea a fost deplină în cazul lui Teodor Stănescu. Atât de mulțumit a fost Țurcanu de el, încât l-a ales să-i fie ajutor. El m-a bătut. Era în comitet. Prima dată când Tache Rodas a cunoscut furia omului nou Stănescu a fost în 1950, chiar în Săptămâna Patimilor. Întrebați ce a făcut el în Săptămâna Mare de la Florii până la Paști, acolo, ia după pământ. Că bătea cu public, că bătea la fel, nu mai mă conta, te ducea un sac ud, să joci pe el până revine. Dar primele călcări
parcă era ace în picioare, în talpă. Lovituri pe cap mi-era teamă. Avea un hârdău mic, așa, cu apă, avea două funii de la de bici. Dar pot să mă lovesc, că prima dată am plâns. Nu mi-a dat în cap că nebunesc, să nebunești. Mi-e de teamă dacă nebunesc. Vorbești prostii, că știi pe ăla, că știi pe ăla și a lăsat pe aia. Asta era jale. Și atunci ați pierdut auzul? Da, pe asta nu merge deloc, asta cu aparat. Și astăzi zic că mi-e învâșie capul, zic că cântă o orchestră în cap. Dar m-a obișnuit. După bătăi a rămas cu sechele multe. Nu aude cu o ureche, nu vede cu un ochi și tot trupul său poartă încă urmele Piteștiului. Dar el nu se plânge decât de cicatricile din suflet, provocate chiar atunci de înviere. Să lepezi de biserică, asta era cea mare pacoste. Dar tăgat în subierea goală și stai cu nasul cu fundul ăla, că te închid, te închid, nu? Și cu bâtile pe ho-ho-ho-ho-ho. Stănescu nu vrea să te recunoască, că nu e adevărat. Într-adevăr, Teodor Stănescu spune că nu mai știe pe cine a schingiuit și cum. Creierul său s-a protejat, probabil, îngropând adânc, în subconștient, acele amintiri care l-au torturat cu siguranță multă vreme. Dar are puterea de a-și recunoaște greșelile și curajul să-și asume trecutul. Și e singurul care face asta dintre toți reeducații acelor vremuri. Păi din moment ce a spus și el natural că este adevărat, că l-am bătut, a trebuit să-l accesi pe dracu, că n-ai avut încotro. Pur și simplu am fost satanizat. Nu mai mi-aduc aminte nimic din ce am făcut atunci. Animalele n-au memorie. Spune că experimentul Pitești a fost pentru el un dresaj care i-a format reflexe condiționate. Țiganii prind ursuleți mici și ca să-i facă să joace, îi pune pe tablă încinsă și încep să bată toba. Și în ritmul tobii ursulețul joacă. Și la un moment dat focul se stinge și bate în continuare toba și ursulețul joacă. Așa am fost și noi. Aveam încredere numai în bâtă. Toată viața o priveam prin tortură. Iar Tache Rodas l-a înțeles pe Teodor Stănescu și pe toți cei care l-au bătut. Pentru el, cei de la Pitești, indiferent în ce tabără se aflau, erau toți victime. N-am blestemat pe nimeni. Doar contra, îi compătimeam. Că și a fost bătut la ceu până a devenit torționat. N-a mai rezistat topul. Nu mai era el. Tache Rodas a rezistat. N-am înjurat, n-a dat o palmă la cineva. Crede însă că n-are niciun merit. Că ar fi putut ajunge și el ca Stănescu dacă nu l-a ajutat Dumnezeu, la care n-a încetat să se roage, chiar și dacă o făcea numai în gând. Iar Dumnezeu l-a auzit și i-a dat puterea ca, odată ajuns la închisoarea din Gherla, unde trebuia să participe la răspândirea experimentului Pitești, să lupte pentru a nu le face rău deținuților de acolo. Ne-a tensionat, ciurcanul. Cine va deconspira, de mâna mea va muri. Și Tache a deconspirat. Am întâlnit un cunoscut aici și i-am spus despre reeducarea ta prin tortură să nu vorbească cu nimeni, că sunt toți turnători. Pedeapsa a fost cumplită. A fost bătut atât de rău încât fața i-a fost mutilată. Apoi i-au acoperit capul cu un sac și așa l-au târât din celulă în celulă să vadă reeducații ce pățesc trădătorii. Mulți dintre foștii deținuți, martori ai acestui episod, au povestit peste ani că Roda s-a trecut prin cele mai cumplite chinuri din istoria temnițelor comuniste. El însă își crede că supraviețuirea sa a fost o minune. Maica Domnului, te scoate niște lucruri de stă mintea, nu ești în stare să gândești la așa ceva. Din închisoare a ieșit fiecare alt om, dar traseul le-a fost comun. S-au căsătorit și au făcut o familie, au trăit aproape normal. Aproape. Pentru că, în timp ce Rodas dormea liniștit, pe Stănescu, Piteștiul a continuat să-l urmărească. În fiecare lună eram chemați la securitate, cu cine te-ai întâlnit și ce ai vorbit. Și din cauza asta, glonți ca din pușcă, de acasă la serviciu, de la serviciu acasă. Ca să nu mă întâlnesc cu nimeni, pentru că dacă mă întâlneam, trebuia să vorbesc. Și trebuia să spun adevărul, pentru că nu știam ce va declara celălalt. Și într-o zi a înțeles că de fantoma Piteștiului nu poate scăpa decât într-un singur fel, prin credință. S-a întors deci spre Dumnezeu cu toată ființa lui și a început din nou să se roage. Tatăl nostru care ești în ceruri,
sfințească să numele tău, vie împărăția ta. Îi era însă teamă de spovedanie, de ce ar fi putut spune și de cine l-ar fi putut auzi, preoții care colaborau cu securitatea, preoții roșii, cum i-a numit el. Am întâlnit oameni care au fost victimele ale spovedaniei. M-am spovedit de-abia după 89. Prima spovedanie a fost pentru Stănescu începutul unui alt tip de reeducare, al lui cu el însuși. Și din nou, succesul a fost deplin. A devenit călugăr și acum îi slujește lui Dumnezeu. Și nu în orice mănăstire, ci la Petru Vodă, un lăcaș închinat martirilor din închisorile comuniste, considerați aici sfinți. Toată suflarea mănăstirii știe povestea celui care a devenit torționar ca să supraviețuiască și a celui care a supraviețuit torturii lui. O să-i sfânt, domnule, toată Herodas. Și o leagă nebun pentru Hristos. Înțelegi? Domnule, acolo la Pitești a fost. Cum este în iad? Satana ține toate duhurile rele prin teroare. Cine nu execută, îl chinui grozav. De aceea, dragi, sunt înspăimântați grozav când nu reușesc să biruiască un om. Pe Tache Rodas, nu reușesc, domnule, nu reușesc. În schimb, pentru că l-au biruit pe Teodor Stănescu, până și unii dintre frații de la Petru Vodă l-au judecat, spune preotul mănăstirii. Dumnezeu i-a pedepsit pe cei care l-au judecat, pentru că n-au trecut prin ce a trecut el. Nu putem ști cum au căzut ei, de ajuns cum au ajuns săracii. Dar nici nu-i putem judeca de ca să zicem noi că dacă eram, eu eram mai breaz. Nu pot ști. Deci ăștia au fost bătuți zi și noapte. Îi trezea dimineață cu o găleată cu urină pe față. 17 feluri de chinuri au fost experimentate în Pitești. Pe fiecare l-au chinuit anumite lucruri. Cea mai mare parte este adevărat că au căzut. Dar cea mai mare parte din aceștia care au căzut s-au ridicat și au revenit. Astăzi, toți monahii de la Petru Vodă știu că tocmai asta căuta Teodor Stănescu la mănăstire, revenirea. De aceea îl găsește adesea la mormântul prietenului său, Gheorghe Calciu. Și el fost deținut politic. Și el transformat la Pitești în mâna dreaptă a torționarului Țurcanu. Dar, după eliberare, a ajuns unul dintre cei mai mari duhovnici ai țării și e considerat astăzi un sfânt. Îi doresc să ajungă ca și părintele Gheorghe Calciu. Părintele Gheorghe Calciu este un caz strălucit de revenire. E în rândul sfinților. Și s-au făcut minuni la mormântul lui aici. Dar Teodor Stănescu nu speră în sfințenie, doar în mântuire. Și pentru spălarea propriilor păcate, a pus umărul la ridicarea schitului Înălțarea Sfintei Cruci, unde sunt depuse moaștele colegilor lui omorâți în temniță. Dumnezeu i-a lăsat în Pitești în încercări peste puterile lor și care s-au folosit duhovnicește de aceste încercări, au văzut că, băi, eu nu sunt chiar așa de bun, mă, pe cât mă credeam. Că în momentul încercărilor tu îți dai seama cine ești. Să rămână, părinte. Doamne ajută. Binecuvântați-ne. Da, nu sunt preot, sunt un păcătos de mâna. Din orice cădere te poți ridica, asta este ideea Piteștului. Sufletul nu moare. Cade, se depărtează de Harul Dumnezeu, intră în stare demonizare, dar are puterea să spună, Doamne, iartă-mă. Ajută-mă să mă ridic și să aduc roadă vrednică de pocăință. Ceea ce face acum părintele Teodor. Ca să-ți fii smerit, trebuie să socotești că ești cel mai păcătos din toți păcătoși. Și noastră vă socotiți așa? Da. Au văzut toate păcatele lumii în inima lui. Eu îl văd ca pe un om care se ridică, nu? Și care vrea să-și răscumpere din ce-o greșit acolo. Toți care îmi vor spune că i-am torturat, le cer iertare pentru că nu mai eram. Eu era dracu în mine. Lui Tache Rodas i-a cerut iertare de mult, de pe vremea când abia îmbrăcase haina monahală, iar astăzi, la exact 63 de ani distanță de acea săptămână a patimilor în care l-a chinuit, se pregătește să-l întâlnească din nou. Aici e probă pentru Tache Rodas mai ales, dar el, eu după cum îl știu, are inimă de copil, el l-a iertat pe părintele Teodor. Nu poți să spui Hristos a înviat dacă ești în vrajbă cu aproapele tău. Doamne, să Hristoase, miluiește pe noi. Între mănăstirea din județul Neamț și locuința lui Rodas din Ploiești, părintele Stănescu se roagă neîncetat. Nu e o întâlnire ușoară pentru el. Doamne, ajută! Ajută, bine ai venit, sănătos!
Doamne ajută! Apropierea se face greu. Sunt între ei prea multe lucruri spuse și mai ales nespuse. Prea multe întâmplări, prea multe dureri. Însă Tache Rodas îi face misiunea mai ușoară și sparge gheața cu o glumă. Dar văd că te-a plecat cam mult. Cum? Te-a plecat, de ce? De cauza mătănilor. Da, nu mai pot să fac mătănii din cauza genunchilor, da. Părinte. Doamne ajută. Doamne ajută, bine că ați venit. Da. Și încet, încet, amintirile se dea până, amestecându-se de parcă fiecare vrea să scoată din el cât mai repede cel macină. Ți amintești că te rugam să nu mai loviți în cap, că nebunești. Abar, nu mă merg aminte. Să nebunești, să nebunești, doamne. Și plângeam, să știi. Da. Nu, dă tot durere. Că dacă accept, Doamne ferește, bag parte în închisoare. A venit urcanul și bineînțeles că ascultați ordinele lui amândoi și m-a dat și iubirea în bacălat la armată. Atunci nu mai eram oameni. Da. Atunci eram animale. Gata. Ăsta este adevărul, da. Și nu mai știi nimic de ceea ce faci, ce ți se comanda, aia trebuia să faci. Vezi de treabă, eu am iertat pe toți atunci. Noi acolo, până la venire educarea, am fost frați. Da. Cât am fost de bună educarea pe tortură, am fost frat de ajutăm. Da. Pe urmă, din cauza bătăilor, da. Și te obligă să bați pe altul. Da. Ca ei la urmă să zice, nu noi v-am bătut. Da, voi între voi. V-ați bătut între voi. Da. Și după ce au mai lămurit trecutul și au făcut pace cu el, au redevenit frați, sau cel puțin doi oameni fără resentimente, care pot sta la aceeași masă să împartă aceleași necazuri și bucurii. Acolo cum mâncai la Pitești, aveai lingură? Nu, cu asta, cu limba. Da. N-am canționat în gastron, deci eu deam așa, de noi să sorbi. Dar asta mi-a dus să vii să ne vedem. Ha? Se despart cântând, cu sufletele descărcate de povara acelui Paște din Pitești, așteptând acum o nouă înviere. Stai, da. Ne vedem cu bine? Da, Doamne ajută-ne mai bine. Să mă ne dea Dumnezeu măcar o decadă. Nu! Nu. Dumnezeu să ne dea viață pe atâta bol. Timp cât putem să-L slujim pe Dumnezeu. Învierea lui Iisus Hristos să învie și în sufletele noastre obidite. Așa să ne ajute Dumnezeu. Da, Dumnezeu. Nu știu dacă vor mai avea putere să se revadă vreodată, dar nu li se mai pare important, pentru că singura întâlnire pe care o mai așteaptă amândoi e cea cu Dumnezeu. Doar stările sunt diferite. Vă e frică de moarte? Nu. No. Sunt foarte liniștit. Credeți că meritați raiul? Vedeți dumneavoastră, unul din marii sfinți, dracul tot îl zicea, mai învins și sfântul respectiv, nu. Și doar când a trecut în rai, acum te-am învins. Până în ultimul moment poți să cazi. Aceasta e lecția pe care au învățat-o amândoi. Cât de mici sunt în fața lui Dumnezeu, dar și cât de mare e mila lui. Și au înțeles că Piteștiul din ei nu va muri niciodată, că vor balansa până la sfârșit între rai și iad, între credință și păcat, între căință și iertare. Așa că atunci când își spun rugăciunea, fiecare dintre ei pune accent pe partea care în balanța din sufletul lor atârnă mai greu. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelile noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine zbăvește-ne, ție vizlean. Mere Tatălui și Fiului și Sfântul Duh. Amin.